simțire. Nu, nu! Eu sunt chemat prin simțire. Dumnezeu când m-a chemat pe mine, m-a spălat, m-a curățat și prin Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, prin Duhul Sfânt m-a sfințit. Pentru mine o terminat problema. Pentru că eu acum am ajuns în totalitate pentru El. Nu mai e timpul de copilaj, tinerel și pe urmă bătrânii. Călătoria aceasta sau creșterea aceasta la fiecare este, dar totdeauna în curățire și în sfințire. Noi trebuie să trăim oameni credincioși de sfințire. Noi sfinte, ochi sfinte, urechi sfinte, guriță sfântă, piciorușe sfinte, viață sfântă, inimă sfântă, ființă sfântă. Pentru că Iisus, astăzi am auzit aici spunându-se că sângele lui Iisus Hristos ne-a spălat de orice păcat. Același ne-a spălat pe deplin. Am ajuns să ne naștem din nou și noi mergem la nașterea din Dumnezeu. La creșterea acestea, la atâta timp până n-a ajuns să cred la ea. Pentru că 1 Ioan 3, versetul 9. Cei care sunt născuți din Dumnezeu nu pot să păcătuiască, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în ei. Slavă și lui. Nu pot să păcătuiască. Slavă lui! Ți-ai pus întrebare, de că eu am mai făcut o neagră, sau cum am făcut-o, sau am spus-o, sau m-am purtat, sau am făcut. De câte ori în viața mea, de câte ori am găzut un lucru, e cădere și ridicare. Să ții minte. Și atunci, oricând ai făcut greșeală, pune-ți păcatele tale pe frunte, du-te la el și spuneam. Și până când tu din nou nu ai legătura aceasta cu el, în bucurie, pentru că și astăzi eu am simțit o apropiere de Domnul, o cercetare, dar nu era deschisă ca și când se deschide focul ăla, să ardă așa. Parcă era mai muhnită, nu era aceeași care m-aș fi dorit-o eu ca să pornească și care Dumnezeu să se proslăvească, să vină peste noi, să ne vindece inimile, sufletele, duhurile, ființele noastre și apoi după aceea să ne aducă bucuria mântuirii. Pentru că ce s-a întâmplat cu mine și cu tine, soră și frate? Eu am fost ăla care am stâns Duhul. Eu am fost acela care am întristat pe Duhul Sfânt. Și ce rămâne după ce l-am stins? Nu mai este connection. Nu mai ai legătură cu El. Măi, nu știu, nu mă pot bucura, n-am bucurie, n-am bucurie, nu mă pot bucura. Dar care e problema? Te-ai uitat un pic în urmă. Pe urmă sunt acestea multe la care în zilele noastre e așa de înmulțită păcatul, că păcatul, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Roman capitolul 6:23, plata păcatului este moarte, dar fără mine. Plata este viața veșnică în Iisus Hristos. Păcatul, eu când am săvârșit, aici cum am spus dumneavoastră, în momentul când eu am făcut păcatul, pentru mine rămâne ruperea. Că eu în momentul acesta intru pe domeniul lui Azaziel. Și când sunt pe domeniile lui Azaziel, are toată puterea asupra mea. Chiar dacă la Dumnezeu ce spune. Ce e asta? Ce-o făcut Herba? Pe o ințit. Și care e plată? Păcat. Care e plată? Moarte. Pe ce mai tolerez? Pe temerea mea. Ajuns să nu devenim. Sigur eu că sunt rău de bine. L-ai păzit, l-ai ocrotit, l-ai binecuvântat. Toată țara aceasta era dată, sigur că ia duce de lucrurile care are. Să vezi dacă te mai iubește așa. Și de multe ori trece prin această încercare noi credincioșii. Că vezi că-i bolă, că-i cancer, că-i aia și că-i aia, acum să duc lumea la un lume, la altă, nu mai există Dumnezeu, nu mai există pace, nu mai este... Nu. Pentru că atunci când Dumnezeu te-a trecut pe aici, sunt trei lucruri la care vreau să iei de imediat. Am făcut păcatul ăsta, e primul lucru. Am făcut undeva păcat, gânduri, gândește la gând. Dumnezeu judecă gândul, vorba, fapta, atitudinea și cum îl motivezi sau motivația. Astea Dumnezeu ți le
de cap ca în tine, când în tine te-ai uitat, ce ai făcut. Măi, n-am, nu știu unde mă s-au crezut. Sunt păcate pe care eu nu le cunosc. Eu sunt păcate că l-am făcut din neștiință. A, uite, să vă spun un lucru. M-am dus cu mașina și scrie 30 și m-am dus cu 60. Am călcat legea circulației. Dacă mă prindea milițianul și mă amendea pe drept. Avea drept să o fac cu lucrul ăsta. Dar când sunt cu partea spirituală, tot aceea nu. O, ai și la mine diavolul. Și diavolul spune, nu, a păcătuit. Ce faci cu el? E jertfa lui Iisus Hristos, valabil. Dar la mine rămâne mântuirea numai pe bază că eu m-am pocăit. Eu am venit la el și am zis, Doamne, am păcătuit. Știu că am făcut alea. Doamne, aș vrea să fac bine despre lucrul ăsta între mine, că nu mai simt curia, nu mai simt găierea, nu mai simt puterea. Doamne, mă pas atâta, mă închinuiește atâta, sufletul meu e atâta de tulburat. Doamne, îndură-te cu mine. Și încep să-i spun, Doamne, am făcut, am văzut, am poftit și după ce am poftit, am mâncat. Aceiași lucruri găsesc cu acar. Am văzut o mâncat de șinia, am văzut o placă de 200 de sicli și pe urmă 200 de sicli și o placă de aur. Când le-am văzut, le-am poftit și aici s-a întâmplat, dacă veți cercetea, ce lucruri s-au întâmplat pentru un singur om, un popor între lume cu voi. La voi a intrat păcatul în voi și ce-a fost dat spre linicire, sunt între voi care a făcut. Eu să stă cu fața la pământ și aș, Doamne Dumnezeule, nu de problema rezolvă, pentru că s-au călcat legea, pentru că ei s-au mai dus încă o dată. Și Domnul Dumnezeu i-a părăsit și n-au putut primi și au venit acasă. Și au costat câți morți s-au murit pentru nelegiuirea lor. Câți au fost zi care au murit 300 de oameni au murit. În vina lui s-au 37 de suflete au murit pentru că unul păcat. Unul pentru toți, toți pentru unul. E vorba românească. Nu știți? Și așa este. Nu mă așa că a fost bine. Aici a fost cu Dumnezeu așa. Dumnezeu este. În momentul acela, când s-a săvârșit păcatul, Dumnezeu vine la tine cu lucrul acesta, nu mai am bucurie, nu mai am cercetare. Din ce pricină? Pentru că eu am rupt relația între Dumnezeu și am rămas singur. Când eu ajung și relația de om o adun din nou la oaltă, Dumnezeu vine cu bucurie și te ridică și îți dă bucurie și îți dă iertare și îți dă scălare. Uneori prin post, altor prin rugăciune, altor prin jertfe, care le faci, te duci și spui, Doamne, Dumnezeu, am făcut-o, pare rău, vreau să mă scap. Dacă te-ai certat cu cineva, lasă sata la ta, jertfa du-te și împacă și vină din nou și aduci pe urmă jertfa ta la lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-ți va primi jertfa ta. Deci lucrurile care ar vrea să vă spun, că problema noastră, că noi acum suntem în frământarea, vine Domnul Iisus, toate lucrurile care vedeți, Iisus dovedește, pentru că vedeți cum să rupe cețile și cum să împinesc lucrurile toate și cum să împinește Ezechiel 38-39. Vedem toate lucrurile, cum să îmbie, americanii să retrag problemele de pe locul acesta, că ăștia trebuie să vină și sunt împărați aceștia care cu Gog, cu Magog, Domnul Roșu și cu atubalul ei să încoronează, să vină să împlinească profeția. Acum e clipa cea mai periculoasă a noastră a credincioșilor. Că majoritatea o obține în aceeași lucru, căci noi, că înainte de a veni de cazul mare, vom fi răpiți. Altul spune, nu! La mijloc cu săptămâne va fi răpiți și dovedesc lucrul. Altul spune, după ce va trece lucrurile acestea, voi vom fi răpiți. Deci noi toți venim și acum trebuie să vie cu penceta și cu ca să ne pună cipul și lucrurile astea.
ești pregătit pentru întâmpinarea lucrurilor, ca tu să ieși peste el biruitor? Asta e întrebarea. Dacă eu sunt pregătit ca să trec peste el, pentru mine a trăiește viața, adică pentru mine este Hristos și adunul un creștin. O să spui lucrul ăsta. Pavel a spus-o. Pentru mine a trăiește Hristos. Și știu că e nevoie de voi, ca eu să fiu între voi, să vă ajut, să mă îndemn, să mă ridic, să mă ajut, să vă întăresc pe fiecare dintre voi. Dar ar fi mai bine să fiu la Domnul, căci atunci voi fi fericit. Și problema pentru mine a trăi este Hristos, sau pentru mine este a muri, e câștigul. Sau invers, care e câștigul? Că Domnul Iisus de acum pentru noi ăștia pătrâng tot dată, ca pentru noi ăștia pătrâng tot dată, dar pentru ea tine, tot acel lucru. Ești pregătit pentru ziua aceea. Ești pregătit să iei semnul pe mâna dreaptă și pe frunte. Ești pregătit. Poți să iei lucrul ăsta sau... Să știți că vine ziua când nu mai ai nicio sfârmătură de uită. Nu mai ai nimic. Absolut nimic. Uiresc pe aia care au trecut peste ei hăul la mare și pe costa de răsărit și ce s-a întâmplat și acum și cei de la publicare. Toate lucrurile acestea sunt au rămas cu nimic. Absolut nimic. Ești pregătit să aduci trupul tău ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu, să spui, nu, eu nu iau semnul. Nu poți să cumperi și nu poți să vinzi. Dacă copiii aici care nu te știu și nu cunosc, spune, tată, dă-l prinde. Copilul de 3 ani, de 5 ani, 6 ani, dați-mi de mâncare. Ce faci? Ei se rând. Nu se poate să-mi poată. Sunt lucruri sensibile. De cel mai sensibil când vine pentru... Nu eu pentru că cine va lua semnul, el va fi pentru veșnicie de spărță de Dumnezeu. Pentru totdeauna. Pentru că și el, pentru aceasta, și am spus de astea trei lucruri care vin peste noi. Primul lucru am spus că ce este cu Dumnezeu mă încearcă, este problema gândată păcatul și mai e o problemă la care Dumnezeu te trece prin mare încercări, după aceea te ridică, te așează și pe urmă te pune în fruntea poporului sau te pune în fruntea țării. Citiți Psalmul 105, îl veți găsi pe Iosif. Pe Iosif toți știe istoria. Toată lumea, ce un om era băiatul ăsta, cum era și eu ajuns să-i spui la tata cu care vor lucra pe tata și pe mama, căci vor veni toți noi să vor pleca la Iisus și stelele care vor veni să vor pleca și soarele și luna vor veni să... Copile, dar ce înseamnă lucrul acesta? Ei, lucrul acesta, el nu știu că Iosif după ce a ajuns în temniță și din dintr-o temniță în temniță cealaltă și acolo au avut doi oameni care erau frunte pe lângă împăratul, unul care făcea plin celălalt care punea în paharul împăratului vinul sau vița, adică strucurile stors în paharul lui. Și la unul îi spune, pe tine în ziua lui împăratului, când îi sărbătorește ziua, nu o romastică, ziua lui. E spânzură. O, mai v-a făcut eu unul care vă spun lor, dar eu am capul, tot de ziua lui. Așa de asta nu sărbătoresc bucăinții zilele romastice, zilele de naștere. Că ei au fost un lucru care tare. Dar dacă știi Scriptura din cauza, pentru că sărbătorile acestea nu sunt bune, Dumnezeu ți-a dat ziua, mulțumesc că ești de 72 de ani sau 75 de ani. S-o 70 de ani, Domnul să-L binecuvinteze pe fratele Ionuț. Dar mult de 70 câți i-o dat. Amin. Dar să și le pot întrăi și o vedeți. Amin. De-a lui a fost de Crăciun. Am aflat și eu că Dumnezeu a trecut 70 de primăvie. Nu de ieri, Domnule, că-i de ce. Dumnezeu, acum întorc înapoi la problema aceasta.
Pentru că Iosif, după ce mi-au tămășit visurile, am spus, pune o vorbă bună pentru mine. Și l-am uitat. Și l-am uitat să-i spună cel care-i purna în pahar. L-am uitat să-i spui o vorbă bună pentru el. Dar Domnul ne spune psalmul, că așa se întâmplă, Domnul face să uiți. Și aici psalmul ne spune 105, că până când nu l-a încercat cuvântul, până atunci lanțurile l-au căzut de pe mâine. Dar după ce l-a încercat cuvântul, l-a luat pe Iosif și l-a pus lângă faima. Mare! Tu te la când ești în încercare, gândește la trei lucruri. Sau Dumnezeu vrea să mă vadă, dacă pe cine iubește, îl jormești, nu scrie așa, nu așa scrie în Biblia noastră. Deci îi iubește, mai dai cu joarna. Nu cu băieță, nu, dar cu joarna. Îi mai dai cu jordăneală. Păi de astea care trec peste noi. Sau Dumnezeu vrea să te pune într-o poziție pentru slava Lui, să lucrezi pentru împărăția Lui. Deci lucrurile acestea despre care și acum mă întorc la Iisus, care este Dumnezeu, v-am spus despre El, Domnul Iisus Hristos al nostru, care s-a făcut lucrul acesta. Toate lucrurile au fost, cum o să ne spune, că toate lucrurile au fost făcute prin El și pentru El. O fost și cer, binecuvânt s-a făcut. Și toate lucrurile, Domnul Iisus va rămâne pe tron, ca Dumnezeu adevărat, și Pavel Apostol, luminat de Duhul lui Dumnezeu, ne spune că capitolul 15, că toate lucrurile vor fi supuse, și lui Dumnezeu toate le va supune, toate lucrurile acestea care sunt scrise în Apocalipsă. Cuvântul lui Dumnezeu începe cu pecețile, după ce vine, după ce pecețile din trâmbițele, după ce vin potirele, când s-au împlinit tot, începe judecată. Că eu aici, la voi, am vorbit despre niște lucruri la care nu știu dacă mai țineți voi minte. Dar am spus că sunt și judecăți și judecățile care cum urmează. De astea le-am vorbit pentru, adică pe vremea aceea când am vorbit despre lucrurile acestea. Și când de astea se împlinesc toate, după ce toate ne spune cuvântul în 20:11, în ultima judecată care o va face Dumnezeu, care se va duce înaintea lui Dumnezeu, aici vedem că toate au fugit să te gândești ce fel de om poți să fii. Toate au fugit înaintea, nu s-o mai găsim om. Și toți au stat în picioare, în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu, să fie judecați. Toți. Acolo vor fi faptele, vorbele, gândurile, atitudinile, dar eu acolo, în capitolul ăsta, n-am găsit pe cineva să mai scapă. Toți s-au dus de iad. Toți pe toți i-au dus de iad. Și cu care ar vrea să închei acum un gând la care ar vrea să vă întăresc. Să aveți toată încrederea. Căci Domnul Iisus aici s-a rugat lui Tata să-L prostărească la locul care l-a avut înainte de a fi la Efese, adică în Ioan 17:5. Să prostărește-mi acolo slava care am avut-o înainte de a fi toate lucrurile. Acum am împlinit cuvântul în totalitate și Tatăl preia toată împărăția și noi toți în Hristos, cu Hristos ascuns în Dumnezeu pentru veșnicie, pentru vecii vecilor cu ei. Sunteți gata să fiți cu Domnul Iisus? Amen. Sunteți gata să mergeți acolo? Sunteți gata, dar mai nu înțeleg în țară de astea. De lucrurile voastre, de jucările voastre, de lucruri. Un frate aici au adus niște lucruri la care ăsta, să ne uităm în casa noastră să vedem. A zis, doamne, nu țar că n-am casă. Da, pentru ce să mă uit, eu m-am gândit și eu și eu stau la altul. Și pentru mine, de asta a spus că eu sunt gata să mă duc acasă. Dacă Domnul vă trebuie, aleluia, mă, Doamne, Dumnezeu, că știu că am terminat cu toate, cu lacrimi, cu dureri, cu suflet, și văd atât de rău ce să faci. Pe tot pământul acesta.
acesta, și România, și Israel, săracii Israeli, patul scurt, noapte lungă, scurtă, ei au o problemă extraordinară și nu știu încotro să o, că toată lumea se înconjoară. Ei nu au pic, o țară numai așa de mică și toată lumea aceasta se împotriva lor. Și n-are decât ceea ce Dumnezeu a hotărât, aceleași lucruri, numai pe El singur. Slavă Lui, mă! Slavă Domnului! Toți aceștia care merg înainte și intră în aceeași împărăție care au pregătit-o Dumnezeu ca să ne bucurăm și să fim cu El pentru Domnul, să ne vină. Amin, amin! 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 Slavă Lui! Sfinții spălați în sângele Mielului îmbrăcat,
cuvântul lui Dumnezeu ne spune în cartea Apocalipsei, căci acolo vor fi spălați hainele lor și albiți, vor fi aceleași haine care sunt faptele neprihănite a Sfinților. Amin! Amin, amin! Faptele neprihănite a Sfinților, frații mei! Domnul să ne cuvinteze alzarea, să vă binecuvinteze pe toți care în seara asta v-ați ascultat. Și mulțumesc Domnului pentru toată binecuvântarea din seara aceea. Domnul să vă binecuvinteze, amin, să vă ține. Și în cer e tare că am fost mai rar pe la voi. Domnul știe de ce. Și el ți-a promis atunci, am adus la doctorul și ne-au băgat în ochii mei de ăla. Și seara n-am mai văzut. Și am zis, noi cum să mă duc la frate?